Bună și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. În sfârșit este o zi frumoasă la noi în Anglia. Sunt 21 de grade. Deja, cum am mai spus și în videoclipul trecut, lumea zice că e caniculă, că e... E plăcut afară, este foarte plăcut. Și m-am îmbrăcat și eu cu pantaloni scurți. Vreau să ies afară, simt nevoia de soare, deci efectiv nu mai suport să mai stau îmbrăcată, nu mai suport. Toată lumea îmi zice, Doamne, stai la mare, dar de ce nu te duci la plajă, dar de ce nu te duci să faci plajă, dar deci nu este de plajă, sunt 21 de grade, dar bate vântul. Bate vântul și la umbră e răcoare, nu poți să stai, nu e ca și cum ar fi 21 de grade în... România, gen, nu știu, habar n-am. Cred că sunt și influențele astea atlantice și curenții oceanici. Nu știu, mie mi se pare frig, deci este tot timpul frig. Și pur și simplu am obosit. Vreau la plajă, vreau la mare, vreau să... Și până acum n-am făcut chestia asta niciodată, pentru că n-am zis, zic, hai că mă duc la în vacanță, dar acum chiar nu vreau să mai aștept. Vreau să ies așa, chiar dacă sunt foarte albă. Mi-a mai zis cineva odată în comentarii, eu știu că n-a zis cu răutate, dar sunt niște lucruri pe care nu ar trebui să ne legăm. Nu o să-mi pun astăzi fond de ten pe față pentru că mie nu vreau, vreau să-mi respire fața. Așa, să-mi prind părul. Doamne, vreau să vă zic că am fost la Primark, de fapt știți, mi-am cumpărat tricoul ăsta, Doamne, cât este de mișto! Deci am mai filmat un videoclip cu el acum de curând și mi se pare super, super mișto. Este atât de lejer și atât de moale și materialul este atât de mișto. Aoleu, vi-l recomand cu drag, dacă aveți Primark prin zonă, nu ezitați să vi-l cumpărați. Ce vreau eu să fac? Vreau să mă dau cu... Dar nu știu unde este. Uite-l aici. Vreau să-mi pun un balsam pe buză, să-l pun pe acesta de la Nivea. Este puțin roz. Așa. Și să punem la drum, și eu un zbeng aici. Vorba Dianei Androni, chiar acum i-am terminat de vizualizat videoclipul, a zis că vine perioada, vine furtuna, vine tornada. Și la mine trebuie să vină tornada. Și vă iau acum, trebuie să mă duc să le iau pe Fabian, este două acum când filmez. Eu am la randat un videoclip care ar trebui să intre pentru voi data trecută cum ar veni. Dar nu știu sub ce formă acestui ai trebuie ani lumină ca să poate să se apladeze. Îl am la randat, cred că de vreo oră și ceva. Nu știu de ce nu funcționează. Așa, și după aceea, după ce reușesc să abladez clipul, sper să fie în timp util, ca să pot să mă duc să-l iau pe Fabi de la grădiniță. Așa, înainte vreau să mergem până la un magazin de charity și aici vreau să vă povestesc ceva. Acum mi-am dat cu niște ulei la cearcăre. Mi-a scris cineva în comentarii că de ce mă duc la magazinele de charity, n-am bani de magazinele normale. Îmi pare rău că noi încă rămânem la această mentalitate. Deci îmi pare chiar rău că rămânem la această mentalitate și că nu încercăm și noi. Bă, dar deloc, mă, suntem așa de... Bine, acum eu nu generalizez, adică nu toată lumea este așa. Sunt câte unii care, bă, au rămas acolo, deci au fost aruncați în lumea asta
Și au rămas acolo unde au făcut groapă, unde au fost aruncați, au făcut groapă și au rămas acolo, n-au ieșit deloc afară din groapa aia. Ce legătură are faptul că ții niște lucruri de la Charity cu faptul că n-ai bani? Mi se par niște lucruri complet pe din afară. Și ca să vă fac așa o analiză, o analogie la chestiile astea, uite, chiar acum ceva vreme am văzut un reportaj de-a lui Ion Țiriac, cel mai mare bogat, cel mai bogat român al tuturor timpurilor. Și Ion Țiriac ce a zis? Că decât să... Era vorba de... În fost la una urmă era vorba de zgricenie, de cumpătare. Așa, și în fond și la urma urmei a zis omul, că bă, decât să plătesc pe cineva și să nu știu ce face, mai bine fac eu. Ceva de genul a zis. Nu e vorba de faptul cu avionul, cu altceva. A zis el o chestie acolo și mi s-a părut super interesantă. Și zic, bă, uite că și oamenii ăștia care, ăla probabil nu știe câți bani are, cu siguranță, cred că știe câți bani are, dar și ei sunt cumpătați. Noi, românii, am ajuns așa, pentru că am trăit și eu în epoca asta și eu am făcut parte din acele persoane care voiau să pară altceva decât ceea ce sunt. Și eu vă zic acum vouă, pe mine, Anglia m-a schimbat, pentru că, asta că mi-a intrat o muscă în casă. Englezii așa sunt, englezii sunt foarte cumpătați și sunt foarte... au grijă așa de banii lor și mie îmi plac lucrurile astea așa că... La ei nu contează, frate, că ești, că ai, nu știu, aceeași pereche de pantofi 6 ani de zile sau aceeași geacă. Și că asta am mai spus în mai multe videoclipuri. Important este ca ei să se simtă bine în punctul X sau, nu știu, atunci. Și asta mi se pare și mie super, super șmeche și super wow. Și chiar aș vrea să trăiesc așa. Deci, sincer vă zic, aș vrea să trăiesc așa pentru că mi se pare super mișto să nu stau să mă gândesc ce va zice ăla de mine, cum zice ăla sau ce zice ăla altul. Și să vă dau acum răspuns la întrebarea asta, da, mă duc la Charity pentru că îmi place, pentru că acolo găsesc lucruri pe care nu le găsesc în magazinele normale. Nu am foarte multe magazine normale în orășelul meu și am foarte multe magazine de Charity unde găsesc lucruri poate cu valoare mult mai mare decât le-aș găsi în magazinele propriu-zise. Și de ce nu? Și mult mai ieftine. De ce să nu-mi țin eu niște bani în buzunar să cheltui într-o vacanță undeva unde vreau să mă duc? Și să dau banii pe altfel de lucruri. Bun. Știți ce? Am aici o mostră de la Shogun și vreau să vă arăt și voi. Este numărul 130. Doamne, deci vreau să caut pe internet și chiar acum o să caut să văd de la ce imită, pentru că miroase atât de tare. Așa, sunt tare curioasă pentru că, da, nu zice. Nu-mi zice aici. Zice așa, Shogun parfum numărul 130. Uite, așa arată. Dar eu am o mostră și nu știu ce parfum imită. De un parfum de lux, zice aici. Inspirat de Mega Mare, Orto Parisii. Note de vâr, bergamotă, lămâie, note marine. Notă inimă, șofran și trandafir. Trandafir nu se simte, dar se simte o mare, mare bergamotă și o notă marină. Dar știți cum e? Vai de cap, este 325 de lei. 325 de lei? Oleu. Deci Orto Parisii, doamne, mirosea și note de bază chihlimbar, lemn de santal, mos, paciuli, ulei de cipriol sau nagarmotă. De asta îmi place, dar miroase atât de tare, deci ieri pe drum nici nu puteam să mai respir. Foarte, foarte mișto miroase. Dacă vă plac mirosurile astea așa tari și esențele tari, nu îl recomand pentru vară, ăsta ar merge bine iarna. Așa. Ia să vedem noi ce mai avem aici, cât mai avem din acest videoclip, pentru că stau și cu stres, că trebuie să mă duc să-l iau pe Fabi. Uite, mai am 50 de minute și este încărcat 84%. Gata, ne mai auzim de afară. Am ieșit afară, este atât de frumos.
bate puțin vântul, de fapt nu bate, adie. Adie vântul, dar este superb. Și sunt în pantaloni scurți, de fapt în bermude, deasupra genunchiului. Simt nevoia de soare, v-am mai spus. Mi-e dor de soare, mi-e dor de mare, dar de o mare din aceea de-a noastră, sau dacă nu de-a noastră, cel puțin din Grecia. Sau mai bine zis invers, mi-e dor de o mare de Grecia, dacă nu de Grecia, poate de-a noastră. Ia să încerc și eu să trec strada. Și cum vă ziceam mai devreme, eu am chestia asta, știu că sunt foarte albă și îmi place că nimeni nu se uită la mine și nimeni nu mă face să mă simt prost. Fiecare își vede de treaba asta. Așa, și speram să vă arăt ceva aici. Uite ce gentuță drăguță. Super tare. Așa de fotografie. Și pentru că este atât de cald, eu l-am îmbrăcat pe Fabi subțire la dimineață, dar totuși eram 11 grade, acum sunt 21 și am luat niște pantalonași de schimb și vă zisesem eu că mă duc să aplic undeva în jobul trecut, în video trecut, vă zisesem că mă duc să aplic pentru un job undeva, dar mai bine că era închis când m-am dus eu și acum mă duc să aplic din nou. Da, e, o să rămâneți voi alături de mine și o să vedeți că vor fi ceva schimbări. De data aceasta, mari, mari de tot. N-avem încotro, trebuie să facem. Și vă las și pe voi așa să vă uitați puțin în jur, să vedeți cât este de frumos. Eu o să mă opresc puțin și la acest charity shop, acest second hand. Sunt lucruri drăguțe. Și mă uit să văd ce mai au pe aici. Ia uite, ghivece de care am eu nevoie. Aici avem. Gata, am lăsat CV-ul acolo. Și să vedeți, cred că... Nu știu, am așa un feeling. Eu am aplicat pentru poziția de assistant manager. Am zis, zic, băi, nu mă duc eu pe manager, nu-mi trebuie. Vreau acolo ceva. Astea două poziții sunt, manager și assistant manager. Și tipa de acolo mi-a zis, de ce n-aplici pentru manager? Zic, nu vreau. Și m-a întrebat dacă am niște motive. Și i-am zis că pur și simplu nu am lucrat niciodată așa și nu știu despre ce este vorba. Nu am lucrat într-un magazin, este vorba despre un magazin de haine. N-am lucrat niciodată acolo și nu știu despre ce este vorba. Și m-a sfătuit să aplic ca și manager pentru că am nevoie de un manager. Și zic, oi, dar nu vreau să fac asta. Și acum trebuie să aștept telefon de la Sweden. Ce ne va spune? Am ajuns la Fabi la Grădi. Așa. Și îl aștept aici, doamne, și mi-este așa de sete. Și mă doare și în gât. Sunt prima care a venit. Doamne, și ce bine este să stai așa în pantalon scurs la soare. Doamne, de când n-am mai simțit eu să mă bată soarele așa pe picioare. Ce bine. Ce bine. Este o căldură atât de plăcută, sunt 23 de grade. Ia vino să-ți arate mami ceva. Ia vino, pui. Hai să ne jucăm cu asta aici care îți place ție. Ia fii atent. Ia uite-te la mami. Ia uite. Stai să lăsăm camera aici jos. Ia uite, pui. Ia stai să vezi ce-ți arată mami, da? Ce-am făcut aseară. Ia. Ia fii atent. Ia uite. Ce avem acolo? Elefantul, mami, elefantul? Elefantul, mama. Da. Și altceva ce mai avem aici? Ia, hai să dăm din rotiță. Uite așa. Stai, elefantul. Stai, oare cum dădeam din rotiță? Ah, uite așa. Papagalul. Așa.
Hipopotam! Uite, în apă, mami are nufăr lângă el. Tigruțu! Ia uite-te la mama, Fabi. Tigruțu. Ia fii atent, ia uite, ia uite. Ia uite, leuțu. Leuțu, mami, așa, măi, 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 măi. Elefantul Cici. Elefantul Cici. Ia, uite de aici apeși așa. Și se deschide. Și aici, pune tu pe perete. Așa, iubirea lui mama. Așa, iubitule. Wow, unde l-ai pus acolo sub? Se uite ce mare l-ai făcut. Wow. Dar nu te uita în el. Iubirea lui mama. Gata, te-ai plictisit? Eu, neața, suntem la a doua zi de vlog. Eu sunt cu părul nearanjat. Zici că sunt mătură, zici că sunt mop. Și ieri n-am mai reușit să mai filmez. N-am reușit sub nicio formă. Pentru că am stat cu Fabi afară și când m-am uitat cât e ceas, o zic, Doamne, trebuia să fiu deja gata pentru muncă. Era foarte târziu când m-am întors acasă. Și am plecat, m-am schimbat și am plecat. Așa, și iar îmi dau cu niște ulei de păr. M-ați tot întrebat de ce îmi lucește părul. Uite, asta este uleiul, vi l-am mai arătat. Așa, asta este de la Moroccan Oil. Și în timp ce eu mă pregătesc că iarăși mă duc la muncă, mai stăm de vorbă și vreau să vă mulțumesc pentru feedback-ul de la clipul trecut. Mă, sincer, nu știu ce să zic cu terapia, cu transplantul de celule stem. Am vorbit cu mama să vorbească cu niște doctori, să se intereseze mai bine. Doamne, nu-mi vine să cred că tu te-ai urcat acolo sus. Așa, și mai așteptăm. Eu am vrut să încep research-ul, pentru că e o chestie foarte importantă și am zis, zic, oricum așteptăm până la 5 ani, nu i-aș fi făcut nimic acum. Da, am vrut să aflu și de la voi. Trebuie să întrerup. Și cum vă ziceam, oricum noi mai așteptăm, dar, na, la mine un research trebuie să fie un research, să fie mare și să aflu multe, multe, multe păreri și după aceea să-mi trag o concluzie. Și după aceea o să vedem ce avem de făcut. Bun, în altă ordine de idei, astăzi iarăși sunt pe grabă, iarăși plec la muncă. Aseară Fabian a dormit de la 8:30 seara și ne-am trezit amândoi dimineața asta la 8:30. Și zic, Doamne, ce mișto, e bine, eu am terminat târziu aseară la muncă, am terminat pe la 12, dar până m-am băgat în pața, până am făcut duș, am mai stat de vorbă cu Adi, s-a făcut 1:30 și aș fi mai dormit, dar na, Fabi se trezise, se avea chef de râs el. În fine, ne-am trezit toți, am băut puțină cafea și acum trebuie să merg și la serviciu și trebuie să mă duc și până la magazin să-i mai cumpăr lui Fabian pâine. Și nu știu ce s-a întâmplat ieri, pentru că ieri a fost frumos afară și uitați-vă cum este astăzi. Deci este înnorat. Așa, cam așa e cerul. El pare senin, dar să știți că e cam un orat, așa, e 12 ziua și trebuie să fie puțin oaie. Senin, ia să pun asta la loc. Și în timp ce îmi fac make-up-ul, stau așa puțin de vorbă cu voi. Noi ne-am trezit amândoi și eu și Fabi. Bine, pe Fabi l-am avut bolnav săptămâna trecută, cu temperatura, a stat acasă, nu s-a dus la grădință câteva zile. Să mă șterg pe mâini. Și acum m-am trezit eu cu durere în gât, mă doare foarte tare în gât, când mă ustură, nu că mă doare, mă ustură și mă durea capul aseară, vai de mine și zic, dar ce o avea și nu-mi place deloc că mă doare în gât sau mă ustură în gât. Și am vrut să iau aspirină și nu am.
Și vreau să mă duc până la farmacie și plus că... Pe cine suni, mama? Stai, pe cine suni? A sunat Fabi. Mami, pe cine suni? Mm. Suna pe bunicul meu. Așa, vreau să mă duc la farmacie să-mi iau și spray nazal. Pentru că m-am fundat pe nas aseară, Doamne, și tare greu mi-a fost până am... Până am adormit. Nici după aceea o întind la muncă. Nu știu dacă să mă machiez astăzi, nici n-am chef. Nu cred că mă machiez. Îmi las doar crema pe față. Și vreau să vorbim împreună, să vă zic. Știți că mie întotdeauna, în fiecare videoclip, vreau să vorbim așa despre lucruri. Și zilele trecute am asistat la o chestie așa care, bă, sincer, nu mi-a plăcut absolut deloc și vreau să vă zic că dacă mai vorbiți de români că se bârfesc între ei, se mănâncă între ei, să știți că și în Anglia e la fel. Să nu credeți că aici nu. Să vă povestesc o speță care, nu știu, mi s-a părut așa urâțică. La noi și-a dat demisia un coleg, prietenul meu, e și el manager, și-a dat demisia, el e manager în restaurant. Și-a dat demisia de la locul de muncă. Toată lumea iubea, toată lumea fericită, toată lumea avea lucruri bune spuse despre el. După ce și-a dat demisia, la câteva zile, am început să aud de la persoanele mai sus că stătea numai pe laptop, că nu era activ, că nu era nu știu ce. Băi, fraților, de ce trebuie să, nu știu, să ne mâncăm așa între noi, nu știu, să nu, după ce un om nu te mai servește, trebuie să-i găsești tot felul de lucruri negative, stați că am pierdut focusul. Pentru ce, mă, când suntem singuri în universul ăsta, mă, și în loc să ne iubim și că să respectăm până la urmă ce a zis Dumnezeu, iubiți-vă aproapele și așa mai departe, păi să stai așa, deci după ce că am muncit atâta timp acolo, să lași așa să plece, fără să vorbești, fără să încerci să îl faci să stea și of, nu știu, mie mi se pare urâtă treaba asta când chiar era o chestie așa pe TikTok și zicea cel mai urât lucru este atunci când, bine, eu cred că e unul dintre cele mai urâte lucruri, atunci când ne ești toate faptele bune ale unui om pe care le-a făcut pentru tine. Și stai așa să-i scoți doar părțile negative la suprafață. Mie nu-mi place, nu știu, mi se pare urât. Și nu știu dacă aș putea să fac vreodată așa ceva, să, nu știu, să plece cineva. Că cine își dă demisia ca și manager, vă fac să înțelegeți, nu și-o dă cu mine, și-o dă cu șefii mai mari. Cu mine își dau demisia doar membrii juniori ai staff-ului. Dar să-și dea cineva demisia de la mine și să încep numai să-i găsesc părți negative, greu. Și chiar am avut o prietenă la locul ăsta de muncă aici, care și cu ea la fel s-a întâmplat. Când și-a dat demisia, deci cât a muncit, foarte bine, mamă ce muncitoare este, mamă ce... Și după aceea, când și-a dat demisia și-a plecat, s-au vorbit lucruri mai puțin plăcute. Și asta n-am înțeles, zic, de ce... Nu știu, poate sunt eu diferită, poate îmi place mie să văd frumos un om și să văd lucrurile bune în oameni. Dar ceva nu e ok. Ceva nu este ok în momentul în care vorbești despre un om care a fost alături de tine și care a muncit pentru tine și a dat tot ceea ce este mai bun, să vorbești despre el așa. Bine, nu vă gândiți acum că a fost înjurat băiatul sau... Dar nu, dar totuși
niște lucruri acolo care aș fi putut fi evitate foarte, foarte ușor. Și de asta mi-este și mie teamă așa când voi pleca. Pentru că eu nu suport lucrurile astea, nu-mi plac. Și altă chestie, uite, referitor la videoclipul trecut, băi, mi-a scris cineva, mie câteodată nu vine să cred că sunt oameni ca genul care au acces la internet. Și ce mi-a scris persoana respectivă? Ca și persoană cu autism și ADHD, mă simt jignită de ce ai spus de persoane ca noi. Practic, ce am zis este că persoanele cu autism au o întârziere în dezvoltarea neurologică și în limbaj. Și asta n-am zis eu, asta o zic cercetătorii științifici, medicii, adică eu doar reproduc realitatea, nu? Și mi-a zis cineva lucrul ăsta că ea ca persoană cu autism și ADHD se simte o rău pentru ce am spus eu de persoanele cu autism. N-ar trebui să te simți rău și ar trebui ca și tu să te accepti exact așa cum ești, pentru că ăștia suntem și eu am elemente și toată lumea are și toți suntem ciudați sau diferiți, nu ciudați, diferiți într-un anumit aspect. Și nu trebuie acum să stăm să ne gândim, să desfacem firul în patru și să ne vedem victime. Nu, în loc să te vezi o victimă, vezi-te o învingătoare, o câștigătoare, o puternică sau un puternic, că răzbați, că ești ok, că ești bine așa cum ești tu cu tine. Și nu mai încerca să te eschivezi, să, vai că eu sunt diferită și ăla mă judecă pe mine, eu sunt diferită și ăla nu se joacă cu mine, eu sunt diferită și ăla nu mă bagă în seama. Nu, încearcă să faci tu ceva ca omul să te bage în seamă, încearcă să faci tu ceva să fii bine tu cu tine. Pentru că, în primul rând, persoanele care se gândesc astfel despre ele și se marginalizează și se victimizează, au în primul rând o problemă ele cu ele. Da? V-am zis și am fost foarte sinceră cu voi și v-am recunoscut că eu am avut o perioadă, uite, de exemplu, la liceu, în care nu m-am simțit eu în largul meu acolo. Pot eu să dau vina pe cineva? Nu. Pot eu să zic că a fost alegerea altuia ca eu să fiu așa retrasă? Nu. A fost fix alegerea mea, fix acțiunile mele. Nu e nimeni vinovat pentru ce am făcut eu. Că și de mine au zis că sunt ciudată. Și era vina lor că au zis de mine că sunt ciudată. Lumea e ok să vorbească, nu? Nu avem lacăt la gură. Dar și nu cred că aia a fost o judecată. În momentul în care cineva zice, oleo, încearcă să fii puțin mai bună, încearcă să fii mai calm, încearcă să fii mai sociabil și așa mai departe, eu nu cred că asta este ceva greșit. Pentru că nu te judecă. În momentul în care ai atât de multe complexe și știi, și din punct de vedere medical, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere cum ai vrea tu social și așa mai departe, știi că ești puțin diferit, atunci îți apar frustrările și atunci îți apar ideile și acceptarea este cel mai greu pas. Cel mai greu pas este să accepti lucrurile astea și tocmai de aceea încerci să cauți vinovați. Că l-a zis așa, că l-a zis așa, că l-a zis așa. Dar gândește-te că sunt mulți care zic despre o singură persoană. Deci unde este problema? Sunt 10 nebuni sau unul singur? Zic așa, nebuni cu sensul de, cu ghilimele, știi? Și am rămas așa surprins să zic, Doamne, mie nu vine să cred că un om care mă urmărește și știe că eu am un copil special și mă știe cât de cât pe mine, n-aș putea niciodată, dar absolut niciodată, și chiar dacă n-aș fi avut un copil special, n-aș putea să zic nimic de altcineva, pentru că nu-mi stă în caracter gen să judec situația socială sau psihologică sau neurologică a altei persoane. Da, sunt persoane care, și am vorbit o singură dată despre cineva care efectiv chiar m-am săturat ca persoana respectivă să considere superioară față de ceilalți și în fond și la bază nu are nimic. Dar și faptul că mereu se pune în centrul problemei de fiecare dată. Dar mi-e pare chiar rău că în anul 2024 mai avem persoane care încă gândesc așa și eu știu că este greu.
Este greu să te accepți, dar dacă nu te accepți, nici nu dai vina pe alții, pentru că e mult mai grav să dai vina pe alții decât să te accepți, știi? Adică astea vin cumva la pachet, adică nu, vine întâi neacceptarea și neacceptarea mai aduce și alte cauze și efecte, adică e cam complex acolo problema. Dar sper ca de data aceasta lumea să fie înțeles că eu nu aș putea să fac nimic care să dăuneze altor persoane sau să râd vreodată de o persoană cu dizabilități, nu neapărat fizice, dar bine, alea chiar nu ies din discuție, dar psihice. Așa ceva nu se poate face, deci chiar n-ai cum. Și să stai așa să gândești, presupun că persoana aia, din moment ce a putut să scrie un comentariu, e clar că avea o vârstă. E clar că nu avea 5 ani și s-a apucat acum să scrie. Deci e jenant așa, nu știu, trebuie să stăm așa să ne gândim înainte să aruncăm cu prostii. Decât să stai să arunci cu prostii, mai bine nu mai zici nimic. Nu mai știu ce vreau să vă mai arăt. Stați să închid pentru un moment, că vreau să vă zic ceva important și am uitat. Ce faci? Ce faci? Știi ce mai vreau să vă mai zic? N-a trebuit să întrerup. Mi-ați spus de mai multe ori că tu nu accepti niciodată sfaturi, că nu accepti niciodată. Nu e vorba de asta și m-am tot repetat și vă tot repet și o să vă repet până când o să mă plictisesc. Sfaturi accept, dar când vine la mine cu aberazii, eu astea chiar nu pot să le diger. Eu sunt oricum o persoană care îi place să se documenteze, să citească, să afle, să știe, să cunoască, să descopere, să înțelegeți voi. Și nu știu dacă aș putea să și cred cu tărie că drumul pe care l-am ales cu Fabi, așa cu medici, cu terapeuți și așa mai departe, pentru că sunt persoane specializate, cred eu că este drumul cel bun. Dacă nu este drumul cel bun, o iau de la capăt cu altceva, nu știu, habar n-am. Dar pentru că iarăși se repetă acest comentariu, de fapt nu s-a mai repetat de foarte multă vreme, dar acum l-am văzut la penultimul videoclip, în care ziceați din nou că nu e bine ceea ce fac cu Fabi, că așa, mă rog, cred că fiecare știe cel mai bine. Uite, mi-a plăcut foarte mult de Cristina, v-am mai spus, eu are un canal de YouTube. Băi, deci fata aia este genială în autism, în probleme și așa mai departe. Bă, mi-a plăcut cum s-a exprimat, mi-a zis că, bă, nu știu ce să zic, ea încearcă și că eu vorbesc cu ea foarte des. Bă, și-a avut așa o abordare frumoasă și plăcută. Mă, uite, trebuie să fie ok să pe undeva, nu știu, dacă nu ești mulțumită, hai, continuă cu asta, dacă nu ești mulțumită cu ABA, deși eu știu că ABA nu este ok pentru gestalt language, încearcă altceva, adică mi-a plăcut stilul ei, bă, frate, nu ești cu bocanci în viața omului, dai un sfat acolo, bă, mi-a plăcut mult, fata așa dă cu părerea, mi-oferă un sfat, mi-oferă o altă portiță, pentru că ea știe mai multe decât mine. Ea a stat foarte mult acasă cu copilașul ei și a lucrat foarte mult. Normal că accept astfel de sfaturi de la persoane, pentru că fata știe cum să se exprime, dar tu când nu te cunosc, nu știu cine ești, îmi spui mie că nu e bine ceea ce faci cu Fabi, e complicată treaba, adică stai puțin că sunt acolo niște lucruri pe care ne-am chinuit să le facem. Bun. Astea au fost discuțiile pe care am vrut să le ținem astăzi. Ia vină un copuiule. Ia stai să-ți arate, mami. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce am luat lui Fabi. Vi l-am mai arătat. El m-a supărat foarte tare. Și ia vină să spună mami asta. Nu te mai urca pe ăla. Bebu. Ia hai să spună mami asta. Ia băgă mânuța aici. Băgă mânuța. Așa. El m-a supărat când am venit de la grădiniță că nu a ascultat. Stai cu mama. Stai puțin. A fugit. Eu aveam bagaj, nu puteam să-l țin. Ia stai, mami, stai să vadă, mami, cum vine asta. Așa, și i-am zis că de azi înainte îi pune mami hamul. Așa, ia. Așa. Pentru protecția lui. Îi pune mami ham, da? Așa. Ca să-l țin.
Da, nu-ți place, nu? Ți-l dă mami jos. Ia, hai să-l arătăm și la cameră. Uite, acesta este. Foarte bun pentru protecția copilașului, pentru că el când iese afară este foarte agitat. Da, ți-l dă mami jos. Îl ținem numai afară, da? Bravo. Așa. Așa, iubitul. Uite ce frumos este. Albastru pentru băieței, vezi? Albastru, mama. Ce vrei să facem? Nu te urci acolo. Și aici vreau să vă arăt. I-am făcut masaj cu asta. Ia uite-l ce face, ia uite-l ce face. Vrea să urce sus. I-am făcut masaj. Și văd că îl cam ajută și că îi cam place. Ia vină încoace, hai să mai facem masajul. Haide, ia vină încoace la mami. Haide, hai sus. Dar de ce e supărat? Hai să-ți facă mami masaj. Haide. Opa așa. Ia, ia, hai să-ți mai facă mami masajul, hai. Dar cred că trebuie să o tăiem pe asta. Și chiar o să o tăiem, mami, că nu prea mă descurc cu ea. Haide. Dă-i firele, mamă mică. Da sufletul lui mami. Da, nu pot, trebuie să o tai, că este foarte mare. Cam așa e de mare. Și m-am chemit cu partea asta și așa. Și asta la altă bălângânea pe acolo. Da, mami, da, ție ți-o dă, mami, da, ție. Și ca să vă mai arăt niște exerciții pe care le-am făcut, îl învăț pe Fabi să prindă cleștișori. Ce? Ce ai pățit? Așa, hai, trage tu. Trage tu de ei. Trage de ei, mama. Trage mami de ei. Nu te urc. El vrea să-l urc acolo. Nu, hai să ne jucăm cu cuburile. Uite, calci pe ele. Hai să facem. Nu le mai arunca, măi. Mami! Nu vrea. De ce nu vrei? De ce nu vrei, iubitule, iubitule, frumosule, iubitul meu? Nu te urc acolo. Nu te urc. Hai să strângem aici astea. Nu, mami, nu. Ia uite cum trage de mine. Și ce vreau să-l pun la geam, dar mie mi-e frică pentru că, uite, s-a învățat și mi-e frică să nu cumva să... Se urce vreodată singur, habar n-am, nu știu, eu am oricum geamul cu lănțișorul acesta pe care l-am luat de pe Temu, dar nu garantez eu că ar fi foarte sturdy așa. Stai cu minte. Nu te urca acolo, te rog frumos, haide. În cazul în care vă interesează să cumpărați această curea de tracțiune sau ham, găsiți pe Temu și așa îl căutați, Children's Traction Belt, și este pentru vârste de la 1 la 10 ani. Așa. Mai facem exerciții? Nu? Și mai vreau să vă mai arăt ceva. Mi-am făcut comp pe Vinted și am mai vândut niște hăinuțe de ale lui Fabian care erau aproape noi. Bine, n-am vândut chiar așa multe. Și mai vreau să vă mai arăt ăsta, pentru că mi se pare foarte interesant. Cam așa arată, este un fâș de iarnă. Și avem mărimea 77-83, este de la Wedge. Este foarte, foarte bun și foarte ușor de îmbrăcat. Are fermoar până jos. Și este extraordinar de călduros. Este din acela antitermic. Dacă vă interesează, lăsați un mesaj și o să vorbim despre asta. Sau dacă, nu știu, căutați ceva anume, ce vreți să cumpărați pentru copilașul vostru, spuneți-mi, poate am, că avem o grămadă de lucruri și aș vrea să mă mai scap de ele de pe aici, pentru că urmează să facem așa un declutter masiv. De fapt, eu vreau să fac un declutter masiv pentru că sunt multe lucruri care nu-mi trebuie. Da, mama, ce trebuie? Iar mă dau cu parfumelul acesta. Am și uitat cum se numește, dar v-am zis, dacă vă plac mirosurile tare, așa cum îmi plac mie și cele de lemn, numărul 130 de la Shogun. Super, super bun. Așa, gata, astea le-am terminat. Cred că cam.
cred că acesta va fi vlogul de astăzi. Oprește-te, te rog, mami. Mami, trebuia să te tundem și pe tine. Ia să-ți dea, mami, mânecuță scurtă. Că e cald. Trebuia să-l fi tuns. Dar dacă nu s-a simțit rău, după aceea nu m-am simțit eu bine. Ne-a lovit așa. Nu, prima dată l-a lovit pe Adi. După aia pe Fabi și după aia pe mine. Pentru că nu ne-am simțit ok, nu l-am mai tuns. Dar săracul i-a crescut tamai părul. Cred că voi închide aici vlogul de astăzi. Nu știu cât am filmat, nu știu dacă va ieși ceva, dacă va ieși vreun clip lung. Și apropo că mă întrebați de ce fac clipuri atât de lungi, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care vreau să vi le zic și de multe ori am avut și am tendința de a folosi frazea Ana Culuțice și v-am mai zis, eu vă încep un subiect, trec la altul și mă întorc. M-ați criticat pentru asta, dar să știți că este chiar o metodă literară. Uite, de exemplu, Ion Creangă folosea frazea Ana Culuțice. Atâta timp cât nu-ți pierzi ideea principală, este ok. Și am citit eu despre chestia asta, e că oamenii inteligenți care au multe de spus tind să facă lucrul acesta. Da, iubitule! Da, cred că ne oprim aici. Nu uitați să vă abonați și să ne dați și nouă un like și să distribuiți acest videoclip. V-am pupat. Să aveți o zi minunată, fix așa ca și voi și nu uitați, îndemnul meu ca de fiecare dată, să fiți mai buni, mai blânzi, mai înțelegători și mai uniți unii cu alții. Până la urmă despre asta a fost și videoclipul de astăzi, pentru că vreau de fiecare dată să aducem o lecție, să vorbim despre ceva. În fiecare videoclip vă mai prezint daily vloguri, așa, ce fac eu în viața de zi cu zi, ce s-a mai întâmplat, vă țin la curent cu mine, cu Fabi și așa mai departe, dar vreau să vorbim și despre câte un subiect de fiecare dată. Dacă vă mai aduceți voi aminte, am făcut odată cafeaua de duminică, care vorbeam strict despre un anumit subiect, dar am văzut eu că strânea controverse, așa că prefer să vorbesc în daily vloguri și să nu mă mai întind atât de mult, să mai exprim atât de multe idei referitoare la un singur topic, pentru că suntem diferiți, gândim diferit, simțim diferit, percepem lucrurile diferit și automat intervin controverse în momentul în care despici firul în patru. V-am pupat, să aveți o zi minunată. Acum chiar că plec.